Nations League 2023, oferită de Alipay Plus. Vă salut și cum procedez de fiecare dată când suntem departe de casă, începând a vă mulțumi pentru prezență și pentru faptul că sunteți alături de noi. E important și suntem pe un drum, spun eu, bun și spun cu încredere, pentru că sunt multe lucruri bune care se întâmplă în interiorul grupului și îmi doresc ca în cel mai scurt timp să iasă cât mai multe între ele la suprafață. Deja câteva am văzut, chiar la ultimul joc, nu mă duc mai departe de atât, o echipă cu spirit, cu atitudine, care a muncit, care s-a sacrificat, care a acceptat lupta și care, până la urmă, a produs un rezultat de acceptat pentru noi. Cum am spus, ne-am dus pentru 3 puncte, dar a fost un context foarte dificil și atunci am schimbat un pic din mers planurile, însă în final eu spun că e un punct care poate să conteze foarte mult în economia finală. Referitor la jocul de mâine, nu cred că Elveția are nevoie de prea multe cuvinte de prezentare din partea mea, cu toți o cunoaștem foarte bine, atât individual cât și colectiv, și cât oricare joacă la cel mai bun nivel, care performează, o echipă care, pe care am urmărit-o și la turneul final, o echipă cu multă experiență, o prezență constantă la turneele finale, o forță a Europei în momentul de față. Dar asta este pentru noi și mai provocator, pentru că trebuie să ne ridicăm și mai mult nivelul. Și da, spun cu tărie, trebuie să facem un efort și mai mare mâine decât am făcut acum 2 zile, în ciuda la toată situația cu 2 deplasări, cu drumul, cu oboseala, cu multele probleme medicale. Sunt detalii care contează, dar sunt detalii la care trebuie să găsim răspunsuri și în același timp soluții. Întrebări, vă rog. România este cât de cât în grafic, este pe locul 2 în grupă. Ar fi un bonus obținerea unui punct sau a 3 puncte aici? Deci nu există meciuri de la care să avem așteptări în drumul nostru spre Euro și meciuri pe care să le luăm în calcul. Așadar am venit pentru puncte. Spuneți-mi, vă rog, egalul din Kosovo ne face să... sau pune un pic de presiune asupra dumneavoastră și asupra jucătorilor? Presiune, mai mult decât când am venit antrenorul echipei naționale, nu cred că poate să fie. Mă așteptam la treaba asta, face parte din meseria mea. Mă așteptam la o campanie dificilă, cu momente grele. Până acum echipa a răspuns bine și, cum am spus, eu sunt mulțumit pentru că consider că suntem pe drum corect. Echipa a dat semnale foarte bune. Vedeți și citiți printre mesajele lor. Sunt sigur că dacă ar primi și mai multă încredere, nivelul s-a ridicat și mai repede. Acceptăm și criticile, sunt normale, sunt firești, chiar dacă personal nu sunt de acord cu unele dintre ele, dar, cum am spus, eu știu să respect opinia. Apropo de încredere și de critici, cum îl simțiți pe Pușcaș, că el a fost cel mai criticat? În primul rând, consider că nu putem să vorbim despre estetica unui joc care s-a jucat pe Mocel. Ați văzut cât de greu a fost, ați văzut că echipa s-a dăruit total. Știți că nu ne stă prea mult în caracteristică să acceptăm lupta asta dusă până la limita regulamentului, dar echipa, după mult timp, după o perioadă foarte lungă, a arătat din nou spirit și atitudine, capacitate de luptă, combativitate. Am văzut toți jucătorii puși în slujba echipei și pentru mine asta a fost foarte important. Ca să vorbim despre un joc estetic în condițiile în care avea o problemă să merge efectiv pe teren, pentru mine este prea mult. Am încercat să jucăm cât am putut estetic cu Andorra, am produs un rezultat până acum cel mai bun împotriva Andorrei, am încercat să jucăm la București cât am putut, am avut momentele noastre împotriva Belarusului, era imposibil ca să încercăm asta în Kosovo. Mai mult decât atât, cred că punctele ne duc la european și nu estetica. Vreau să vă întreb, acum 2 săptămâni domnul Stoichiță a declarat că obiectivul echipei naționale în această dublă ar fi 4 puncte. Asta ar însemna o victorie cu... Obiectivul meu este să mergem la Euro. Eu nu o să comentez ce declarații sunt în spațiu public și cred că am răspuns la acest lucru și înainte de jocul din Kosovo, când am întrebat despre obiective și am spus că obiectivul principal este ca și după această dublă noi să rămânem pe loc calificabil, dacă se poate să fim neînvinși, și că orice punct, când vorbim de o dublă deplasare și foarte complicată, cu adversari care cu siguranță avem, cum e cazul Elveției, favorită
la câștigarea grupei, cel puțin pe hârtie, realitatea, dar și Kosovo contracandidată, orice punct este binevenit. Și până acum am luat unul, să vedem ce reușim să producem și mâine. Presiunea va fi mare pe lângă jocul Elveției și tribunele vor fi pline, este sold out. Da, este și e o provocare și ceea ce înseamnă pregătirea mental-psihologică a echipei, pentru că chiar dacă e o oboseală accentuată, trebuie să găsim resursele și avem resurse ca să fim bine, pentru că mâine va fi din nou un joc, un consum energetic fantastic, trebuie să compensezi foarte mult cu efort, cu sacrificiu. Trebuie să facem un joc foarte bun de echipă și atunci când vom avea momentele noastre să fim cât se poate de pragmatici, dar una peste alta să fim echilibrați și foarte exacti în joc. Spunea Stanciu mai devreme și nu e prima dată când o spune că s-a format un grup foarte unit la națională. Ce le-ați făcut, practic, jucătorilor? De spun că n-au mai văzut un asemenea grup până acum. Cred că întrebările astea mai bine ar merge către ei, pentru că nu-mi place să vorbesc foarte tare despre munca pe care eu cu stafful o facem, dar nu e doar munca mea sau stafului, suntem toți cei din jurul echipei. Am sunat adunarea pentru că au fost atât de mulți ani, cum am spus, de secetă și cred că cel mai important lucru era să ne umblăm la mentalitate și acolo s-a umblat cel mai mult, la mentalitate, la capacitatea de a ne conecta, de a asimila, de a ne crește nivelul, de a lucra mai mult în echipă, de a scoate în față forța grupului. Cum am ajuns la anumite progrese pe care le-am făcut? Prin muncă, dar sunt detalii în care nu vreau să intru și prefer să le păstrez intime. Ați vorbit mai devreme despre oboseală. Elveția a jucat în Andorra, un meci mai ușor decât al nostru în Kosovo, gazon probabil mai bun decât al nostru în Kosovo. Ei au făcut tot posibilul pentru a avea o recuperare rapidă. Transportul a fost foarte rapid cu avioane private din Andorra. Cum veți gestiona a doua repriză a meciului? Pentru că e clar că în momentul ăla, oricât de mult joc de echipă ai avea, oricât de multă dorință ai avea, va fi o oboseală teribilă, probabil, și se va simți. Da, care e planul pentru repriza a doua meciului? Sunt observații foarte corecte. Asta e realitatea. A jucat pe o suprafață mult mai bună. A avut o posesie categorică în favoarea ei și asta înseamnă un consum mai mic energetic, pentru că mingea nu obosește și au circulat cu multă calitate mingea. Spre deosebire de noi, care în suprafața ne-a expus foarte tare, dar și adversarul. Provocarea va fi diferită, pentru că, cum am spus, cu Kosovo am avut probleme mari în ceea ce însemna calitatea terenului și te consumă, te uzează, dar și un adversar care ne-a provocat foarte tare la multe dueluri, unele la limita regulamentului, și asta consumă. Mai mult decât atât, dacă ați urmărit, și sunt sigur că ați făcut-o atent, strategia celor din Elveția, după ce au securizat cât de cât rezultatul în Andorra, au menajat niște jucători, au făcut schimbări și jucători foarte importanți pentru ei. Ne-am gândit că poate fi o decizie tocmai pentru a menaja cât se poate jucători. Sunt detalii care contează, dar e datoria noastră ca să găsim soluții. Cred că va fi foarte important să propunem o siguranță bună defensivă, să stăm în rezultat. Iar dacă în trecut eram limitați de 3 schimbări, acum cele 5 schimbări înseamnă 50% din jucătorii de câmp, iar așteptările mele de la cei care intră sunt mari, iar cei care intră pe parcurs sunt și mai mari. Mereu le-am spus că s-a schimbat fotbalul, când schimbi jumătate din echipă, înseamnă că cei care intră pot să-ți salveze un rezultat, să-ți atragă o victorie sau, Doamne ferește, să contribuie la pierderea unui joc. Sunt jucătorii care vin cu energie de pe margine, care trebuie să fie mult mai clar în decizii și care au, bineînțeles, și suportul nostru atunci când intră în ceea ce înseamnă explicațiile și sarcinile tactice. Vă întristează că, practic, s-a ajuns la un acord așa și adversarii și chiar și jucătorii echipei naționale recunosc că România este o echipă mică? Cu siguranță că nu este o bucurie să auzi asta, că ești etichetat în felul ăsta, dar nu avem decât două opțiuni. Să abandonăm sau să luptăm. Și e datoria noastră ca să dăm totul pentru a ne ridica nivelul și pentru a ne câștiga din nou respectul. Nu este ușor, dar e un proces. Suntem pe drumul corect și asta e ce contează. Însă provocarea mare va fi ca în paralel să producem rezultate suficient de bune care să ne ducă și la european.
Poate duce Ianis Hagi mai mult de 45 de minute la intensitatea unui meci cu Elveția? Am avut, cum am spus și după joc, un pic de teamă în ceea ce înseamnă expunerea lui pe un teren atât de complicat cum a fost cel din Kosovo, dar am văzut că a intrat fără menajament, a intrat bine și a impactat. Și spre deosebire de ce s-a întâmplat în martie, chiar am felicitat banca că a fost mult mai decisă în ceea ce a făcut. Eu aștept foarte mult de la jucătorii care intră de pe margine. A intrat bine, vom vedea. Mâine, ceea ce înseamnă economia jocului, plecăm de la un joc de echipă foarte bun și exact cum am spus și vorbim mai puțin despre jucătorii individuali. Aș vrea totuși, dacă îmi permiteți, că nu vreau să se termine conferința și să am și o remarcă în ceea ce înseamnă discuția despre George, despre Pușcaș. Cu permisiunea dumneavoastră, nu sunt de acord deloc cu ce s-a discutat în spațiu public, în anumite voci. Știu să respect opinii, sunt foarte conștient că sunt mulți oameni care, de la analiști până la antrenori, conducători și oameni dintre dumneavoastră, între jurnaliști care văd fotbal, urmăresc de foarte mulți ani și au expertiză. Dar din punctul meu de vedere, George a făcut un joc cu foarte mult efort, a contat foarte mult în economia jocului nostru, a fost jucătorul care tot timpul a fost în inferioritate numerică în raport cu fundași și centrali adverși, care au un nivel, îl știm bine, cât de înalt. S-a luptat, a fost în multe momente cu spatele la poartă, pentru că așa a cerut-o jocul. A încercat să ține de mingii, să ne ofere timp să împingem liniile și chiar în multe momente ne-a ajutat să mișcăm centrul de greutate, pentru că altfel pierdeam foarte mult teren. George n-a făcut un joc estetic, n-a avut realizări clare, gen asist sau să marcheze, dar a fost foarte important în economia jocului, s-a pus în slujba echipei și e păcat ca să punem la zi jucători care au avut o atitudine foarte bună, cum a fost și a lui. Pe lângă jucătorii pe care nu i-ați putut convoca, ați mai pierdut alții în această acțiune. Spuneți-mi, vă rog, care este situația lui Ali Bek în acest moment și la ce ne putem aștepta, la câte schimbări să ne așteptăm pentru meciul de mâine? E final de sezon, sunt conștient de asta, e consum mare. Sunt jucători importanți care ne lipsesc, sunt jucători care i-am pierdut pe parcurs, dar majoritatea lucrurilor nu sunt controlabile de noi. Trebuie să ne repoziționăm, să analizăm, să căutăm soluții și să dea Dumnezeu să fim inspirați să luăm deciziile cele mai bune. Când vrei să mergi la european, trebuie să cauți soluții, să vorbești mai puțin despre probleme. Am înțeles că ați avut ceva probleme cu avionul în Kosovo. Ce s-a întâmplat? Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. Am fost și o întârziere, am făcut 6 ore de la momentul când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveția. S-a stricat aeronava, nu s-a stricat aeronava la Kosovo, n-am mai ajuns la Kosovo și atunci a trebuit să găsim o importantă că nu s-a stricat în zbor, așa că dacă suntem aici, suntem sănătoși și asta e o provocare, le luăm pe toate cum le primim, așa, încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm. Și dacă trebuie să schimbăm și la București aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulțumit cu asta. Finala UEFA Nations League 2023, oferită de Alipay Plus.